Bună ziua și bine v-am găsit, iată, după filmul trecut, am zis să vă arăt cam în ce constă, că eu am spus în filmul acela că nu voi folosi turte energetice și am să vă zic de ce, fiindcă consider că nu voi folosi. Și am o altă metodă de a hrăni albinele în caz de necesitate. Aici voi face o simulare. Voi face o simulare cam despre ce e vorba. Eu nu deschid familii de albine, bineînțeles. Și iată de ce avem nevoie. Deci, dacă avem un stup pe 12 rame, așa cum am eu, voi folosi un cat și o ramă cu miere de la rezervă. Ce voi face? Deci avem aici rama cu miere de la rezervă. O ramă cu miere, aproximativ, nu știu, un kilogram de miere. Căpăcită, este foarte important să fie căpăcită, fiindcă rolul ei nu este de a stimula familie, ci în caz de nevoie să o folosim pentru a hrăni. Deci în locul la turte să punem o astfel de ramă. Și cum o pune? Cum am zis că simulez, aici avem un stup cu rame, nu sunt albine întinsul, avem rame, să zicem că ghemul este în partea aceasta, undeva pe 5 rame, să zicem că este ghemul cu hrănitorul. Deci să zicem că aici ar veni ghemul de albină, este sus, nu mai are hrană, vom proceda astfel, vom lua rama cu miere. Ceea ce trebuie să vă spun este că am tăiat umerașii, în caz de că le voi folosi pentru a le băga în stup, aici voi pune un umeraș din scândură, voi tăia și o să vedeți, cu capse. Deci în zona asta voi prinde un umeraș cu două capse, care va fi în funcție de necesitate. Deci nu am o pierdere de ramă, ori pun capse, ori pun un șurub, dar nu asta este important, am tăiat ca să pot să pun rama deasupra ghemului astfel. Deci, ghemul este acolo, astfel voi așeza rama peste ghemul de albină, voi da două găuri în rama respectivă și două bețe și vor putea urca să ia mierea și de pe partea aceasta altă. Avem nevoie de cat. Așa. Intră un pic mai greu, dar intră. Deci, vine catul și aici vom putea pune izolația respectivă peste ramă. Eu pun carton și păturele. Astfel albinele nu au nevoie de turtă,
ci să aveți la rezervă o ramă de miere și această ramă va ajunge, dacă o puneți acum, până la sfârșitul lui ianuarie, începutul februarie, nu mai aveți de ce să vă faceți griji. În februarie, bineînțeles, vom pune turte proteice, deci eu nu voi folosi turte energetice. Cam atât am vrut să vă prezint. Bineînțeles, este o simulare. Eu nu deschid stupul de albină. Cu asta v-am lăsat și numai bine.